Veniți să vedeți. Nu. Și asta e. Asta este, asta. Bine, mulțumim mult. Cu plăcere. Poate încerca să faceți. E cam, pus rău, n-au pietonii pe unde să treacă, n-au un orb vid dă direct în stâlpul ăla. Stâlp pește aici, un copil mic. Copil mic. Da, da, o femeie cu căricior, cu copii. Datorită unei greșeli a producătorului, ele au fost produse nu în România, sunt importate în România, au fost greșite două dintre componentele acestor stații, ceea ce a dus la amplasarea unor stâlpi ca și soluție provizorie pentru susținerea lor, până când componentele suplimentare vor veni la fața locului și atunci acei stâlpi vor dispare, lucru care va duce sau care va permite circulația pietonilor prin interiorul acestor stații, fără să împieteze în niciun fel asupra circulației. Ele sunt modulare și urmează? Exact. Sunt modulare și urmează ca o parte din componente suplimentare, ceea ce a fost greșit de către producător. Constructorul a notificat deja producătorul asupra acestei greșeli și ea va fi îndreptată în cel mai scurt timp, fără a crea în vreun fel neplăceri pietonilor. Să știe în câte puncte sunt aceste probleme? Da, cred că avem, dacă nu mă înșel, 6 sau 8 astfel de stații din totalul celor 26.